Soarta bărbatului de 53 de ani a fost amarnică încă din copilărie. A rămas surdomut la vârsta de 3 ani după ce s-a electrocutat. Nu era căsătorit și nici nu avea copii. Astăzi și-a găsit sfârșitul pe șinele de cale ferată. Tatăl bărbatului a privit îndurerat corpul lipsit de viață al fiului. S-a anunțat că e de 10 luni el. Și când venia aceea, găsim mort atâta. A dat în el. Atâta și de el. Ceva nu știu. S-a întâmplat de la electrocutat la un transformator și de atunci a rămas fără mână și surdomut și umbla, trecea și pe șosea și pe calea ferată, n-a anunțat părinților nimic și pleca de acasă. Cadrele medicale de la ambulanță și polițiștii de la transporturi feroviare din Strehaia au ajuns la fața locului la scurt timp după producerea tragediei. Aceștia au constatat decesul bărbatului. Din primele cercetări a reieșit că acesta a murit pe loc în urma loviturii. Lucrătorii postului de poliție TF Strehaia au fost sesizați de către impiegatul de mișcare din cadrul HM Guramotului despre faptul că o persoană de sex bărbătesc a fost accidentată mortal de un tren de marfă. Corpul bărbatului a fost ridicat de serviciul de medicină legală și transportat la morga Spitalului Județean de Urgență pentru efectuarea necropsiei. Rudele se pregătesc acum de înmormântare.